Sarmalele din frunze de viță de vie fac parte din tradiția noastră culinară de sute de ani. Mie aș putea să spun, întrucât perioada în care se pot găsi proaspete e foarte scurtă, trebuie conservate. Zidana Ozakovna, gospodina din Cojușna și prietena matinalului O Nouă Zi, vine cu o rețetă foarte simplă și rapidă de conservare a frunzelor de viță de vie pentru iarnă, pe care o păstrează din generații. Să vedem. Bună dimineața, O Nouă Zi! Astăzi m-ați prins la frunze de vii, la cules, la frunze de vii, pentru sărmăluțile noastre bune și gustoase. Astăzi vă arăt cum se pun eu frunze de vii de ani de zile în borș acru, în borcan pe iarnă. Uitați, vă sunt proaspete, bune, voi face cele mai bune sărmale. Se aleg frunzele tinere, complet verzi și mai ales nestropite. Culesul frunzelor pentru sarmale se face înainte de înflorirea viței de vie și înainte de prima stropire. La noi când se culege frunza de vie, se cântă pe deal, se duce cu vecinile și se cântă. Zi micuțe, zi gărghițe, cu gropițe în bărbițe, țelăt cai ți-ai luat căruțe și treci mereu pre ulițe, treci mereu prin poarta mea, ca să-mi faci inimă rea, să aduci ochii prin fereastră, să vezi dacă sunt acasă. Iagadam, iagadam, iaga, iagadam. După ce am cântat și am cules frunza de vie, hai să trecem la pus frunza de vie la borcan. Deci este o rețetă foarte interesantă și ușoară. Frunza deja este curățică, o adăugăm la borcan, una cât pe una sau mai multe, depinde. Am pregătit în bol apa fiartă, adăugăm jumate de lingură de sare, amestecăm foarte bine, apa deja este fiartă. Adăugăm suc de lămâie, dacă nu avem suc de lămâie cu sare de lămâie, tot este perfect și bun. Așa, deci amestecăm foarte bine, este o rețetă foarte ușoară, de la bunici, din strămoș în strămoș. Turnăm acest suc peste frunza noastră. După ce am pus apa noastră fiartă cu lămâie, adăugăm capacul, închidem și putem savura toată iarna, primăvară și vară. O altă alternativă putem spune cu borșul acru. Tot este niște sarmale gustoase, bune. Salut, Victor! Vin cu sarmalele să gust din sarmalele mele. Cu voi a fost Zidana Ozakovna.